Astăzi deputații din Parlament se întrunesc în ultima ședință. Ulterior, pleacă în vacanță. Îți duc în vacanță? Da. Ue, cum să te duci tu azi în vacanță, dacă afară plouă, unde să te duci în vacanță, dacă tu te-ai întruzit cu soare, că azi nici la bazin nu te poți duce nici un șașlic să faci focul, nu se aprinde. Unde te duci tu în vacanță de amuie? Clar că noștri se duc psihotare și lumea parcă vede să începe să sări în cap la dânșii. Dar voi credeți că e de ghine să duc psihotare? Nu de ghine, că gândește apa și ei sărată, nici nu poți face... Sau soarele și el la iarde, mai duc pe Maldivia acolo și îi faci. Trebuie să grește engleză sau maldiveză. Cum să ieri tu un borșă prin semne acolo? E greu. Sau să zbori 12 ceasuri până în Maldivia încolo. Crezi că e ușor? Nu e ușor deloc. Eu, de exemplu, în clasa 3-a, am fost în excursie la Saharna. Dați-mi aproape. Am fost la Saharna. 3 ceasuri am stat în autobuz și el mi-a ieșit pe gât excursia și ei. Așa și lor le greu. Eu ca tare vreau să mai facem o chestie în dependență de absență. Dacă e o absentat mai mult de 2 absențe, îl pui în unghieri cu mâinile în sus acolo lângă speakerul Parlamentului. Dar și ne are nemotivate mai multe, îi tai din vacanță. Îi tai și lasă să stăie în Parlament. Știi, eu, de exemplu, în clasa 2-a am lipsit 3 zile. Motivat, că am fost cu vaca. Dar era să mă las clasa. Pe ești tot așa, îi lăsăm deputați până nu recuperează toate orele recuperate, de ești care o să motivat, nu ne atingem. Că ei sunt care au mai fost pe obolit, care au mai luat tableci, de ăștia nu te legi, că sănătatea e prioritate. Dar de restul, până nu recuperează, nu îi dai voie să ducă în vacanță. Și încă ceva, aici care-s cu Rusia, lasă-i să ducă la odihnă Rusia. Și în Europa, în Europa. Aici care cu Rusia, du-te acolo, o și pe arcă mai strânge, acolo niște ghindă mai aduci, să vadă Tiumeniu cât are simpatic oraș. Lasă-l să-l vadă. Și plus că n-ați fie așa de ars la față, dacă a venit înapoi încă. Ha! Dar noi restul las că ne-o odihne acasă, aici la Vadlovodă, că psihotare e chin și nevoi. Dar dumneavoastră sănătate și numai bine, domnișoară, la ardere, felicitări cu vacanța asta. Dumneavoastră de Emilian aici, Grăița. Părerea mea despre Emilian și situația asta, ascultați, că eu am aici dispus și eu o părere.